Cunoscută artistă plastică din Slatina, Cristina Bacicu Botez, și-a expus cele mai recente lucrări la Galeria Artis. Expoziția Călătoria Ideilor cuprinde un ansamblu de tablouri în diferite tehnici, unitare prin conceptul abordat, dar și prin impactul vizual creat. Mi se pare că ideile există undeva și cei care sunt receptivi pot din când în când să le sesizeze. Poți avea o idee, două idei, mai multe idei sau nicio idee. Și pentru că este o expoziție diversă ca tehnică și abordare, i-am spus Călătoria Ideilor și n-am definit-o ca pe o expoziție de pictură sau grafică, deci n-am specificat un gen anume. Cu zeci de expoziții personale și de grup organizate de-a lungul timpului, Cristina Bălcicu Botez este o personalitate importantă în viața culturii slătinene. Sunt o parte acrilic pe pânză, o altă parte printuri digitale după lucrări sau după fotografii. Există fotografii ca atare compuse în anumite panouri, cum sunt cele cu apa, sau fotografii ale ecranelor de televiziune atunci când e lipsă semnal sau semnal slab. Cristina Bacicu Botez s-a remarcat în lumea artelor vizuale prin lucrările sale unice, realizate cu un simț stilistic aparte.